Primarul Radu Mazăre a făcut vizita săptămânală la sediul IPJ Constanța. De data aceasta, edilul nu a stat mai mult de 5 minute în sediul poliției. E o polițistă drăguță, așa? Care îi semnez. Ei au biroul la etajul 3 și a coborât, a zis ce să nu mai urcat și cu ocazia asta face și ea sport. Da, de ce nu arată bine? Ba, arată foarte bine, dar nu trebuie să se întrețină. A devenit deja o rutină ca Radu Mazăre să meargă la poliție. Nu-l deranjează asta, ci mai multă bătăi de cap îi dă stațiunea Mamaia, aflată în plin șantier. Edilul se arată deranjat de cei care comentează și arată cu degetul că stațiunea Mamaia nu este gata. Voi sau unii sau cei care erau răuvoitori n-au înțeles nici acum 6 ani când am spus că vreau să promovăm stațiunea Mamaia cu fete frumoase ca un loc de distracție pe segmentul ăsta. Nu înțelegeți nici acum că nu se poate construi fără să fie șantier, că dacă nu faci nimic, spuneți că el alți construiau, iar noi nu facem nimic. Și ce legătură are distracția cu faptul că nu e terminată faleza? În ceea ce privește continuarea lucrărilor, decizia va rămâne la latitudinea autorităților locale.